pagina noastră de Instagram se fac tot felul de presupuneri în legătură cu identitatea prezentatorului Survivor. S-a ajuns la tot felul de teorii ale conspirației, conform cărora noi am făcut acum vreo două săptămâni o invitație unui celebru prezentator și de-aia am fi făcut asta, că până acum nu mai fusese la noi, deci trebuie să fie el. Mai e o variantă pe care trebuie exclusă din start. Nu e Bogdan Vlădău. Bogdan Vlădău e concurent. N-am de unde să știu. A fost aici. Eu vreau să văd. Zile la rând, trei zile, săracul. Deci Bogdan Vlădău a fost concurent. Dar Bursucu poate fi? Uite, Bursucu, scriu oamenii aici. Cine poate fi Bursucu? Să mă iertați, dar... Photoshop, da. Nu e... Nu se... Mă înțelegeți? Adică nu e aceeași cămașă, nene. Nu e aceeași măsură. Îți mai dau două, trei nume? Te rog. Să-ți mai dau? Vladimir Dărghia e în top, acolo. Top. Îți dau da. Topul, da? Da. Pe locul 2. Deci pe locul... Nu. Pe locul 3 se bate... Așa. Să ce, la emoție. Este? Da. E cineva care zice Mihai Petre. E cineva care zice Mihai Eminescu. Da, Mihai Eminescu, zice cineva. Păi asta zic. Deci ar fi așa, pe locul 3 ar fi Slavici Bogdan Vlădău. Slavici, Caragiale, cei patru clasice literaturii române, dacă tot n-am apucat. Mai avem o variantă, locul 2, Vladimir Drăghia. Da. Iar pe primul loc toată lumea spune, sau majoritatea spun, Cosmin Cernă. Bine. Surpriza este că niciunul din variantele date nu este... Cea adevărată. Doamnelor și domnilor, pentru că toată lumea se enervează pe mine că eu trebuie să anunț. Da, știu. N-are dacă voie vrei, nimeni să anunț eu. Nu, n-ai voie. Așa e. Eu te-am lăsat? Da, ai dreptate. Păi cum e treaba mea? Eu spun când să intre. Doamnelor și domnilor, cea mai tare competiție anului Survivor România 2020 va avea loc aici la Canal D. Concurenții am cunoscut, i-am supus multor probe. Hai, boss, că te linșează lumea în stradă. Asta zic, știi că e momentul ăla când și eu sunt acasă și mă enervează. Zi dracu rezultatul, știi, boule! Știi ce înseamnă lapidare? Așa. O să afli. Prezentatorul emisiunii Survivor România. Hai că mi se usucă din zigură. Este... Te... Hai cu poarta! Bine v-am găsit. Îți jur, o astfel de prezentare merită 1 milion de euro, așa, direct. Doamne, șeful! Să fie bine, deci n-am văzut în viața mea așa ceva. Asta se noteze istorică, prima îmbrățișare, că a fost oferită de tânăra. Deci 30.000 și mersi. Și la tine măcar comisionă, nu știu? Bine ai venit! La ea te vreau! Bine v-am găsit! Felicitări. Mulțumesc frumos de invitație! Felicitări! Multă baftă! S-a dovedit, Doamne, a fi cel mai bun dintre cei mai buni, pentru că oamenii care au vrut să fie în rolul ăsta, în scaunul ăsta, au fost extraordinar de buni. Pare să că tu ai fost cel mai grozav, deși ai fost unul dintre puținii avantajați de soartă, pentru că tu, în ultimii ani, nu te-ai mai ocupat cu de-astea. Nu, în ultimii ani m-am concentrat foarte tare pe proiecte personale de genul Tati Cool. Iată. Blogging, e-commerce și alte lucruri de genul. Păi și cum ai reușit? Am primit un telefon, la un moment dat am vrea să te vedem. Așa? Pentru ce? Survivor, zic, aoleu, eu am dureri de spate, nu merg concurent, nu, mulțumesc frumos, mănânc foarte puține lucruri, mulțumesc, dar nu. Hai totuși să vorbim. Și de aici au apărut... Uite, pentru ce am vrea, vrem să te vedem, vrem să știm dacă te-ai potrivit proiectului. Am dat tot felul de probe și ușor, ușor...
Între noi fie vorba, doamnelor și domnilor, Dan este un tip histrionic care se potrivește practic la orice. Dacă orice îl pui să facă, îl rogi să facă, el va face... Să știi că și soția mea zice la fel. Să se întâmple. Când dau cu mobul prin casă. Să se întâmple, pentru că este un om inteligent care își poate modela mintea în funcție de proiect. În acest proiect vei trece probabil prin momente într-adevăr dramatice. În capul tău, cum se proiectează toate lucrurile astea? Ce-ți imaginezi că se va întâmpla? Cum vezi lucrurile? Îmi imaginez pe de o parte că va fi foarte greu, din foarte multe motive, atât din cauza climei, atât din cauza faptului că vom sta foarte multe ore în soare. Da. Da? Pe de altă parte, îmi va fi foarte greu din cauza faptului că familia nu va fi tot timpul acolo. Din fericire vor veni și atunci respir. Dar, avantaj prezentator, ce să zic. La începutul începutului nu prea va fi așa. Iar Dan este, știți foarte bine, extraordinar de atașat de familia lui și nu concepe să trăiască 3 ore legate în afara... Față de Sofia, de exemplu, am stat 10 zile plecat într-un turneu la Moscova, vorbind însă în fiecare zi pe FaceTime și văzându-ne, da? Dar atât s-a întâmplat odată anul trecut, acum 2 ani, de fapt. Și nu-ți mai trebuie. În rest? Nu ți-a mai trebuit. Sunt lucruri pe care le fac doar eu cu cei 2 copii ai mei. Care sunt ele? Păi, de exemplu, la cel mic, băița de seară. Da? E o tradiție pe care am început-o cu Sofia, pentru că în urmă cu 8 ani, nimeni din casă nu avea curajul să-i facă băiță. Cunoaștem. Și eu a trebuit să-mi trag chiloții maro pe mine și să fiu stâlpul casei. Și atunci mi-a ieșit. Și de acolo am continuat-o până s-a făcut mare și acum cu bebelușul. Și sunt niște momente care o să-mi lipsească foarte tare. O să vedem. Vin bunicile, soața a fost principalul susținător, pentru că, sincer, dacă n-aș fi avut acordul familiei, nu se putea. Nu se punea problema. Suntem, e o mare oportunitate și suntem de principiu că atunci când e vorba de carieră la un astfel de nivel, trebuie să faci niște sacrificii. Așa e. Până la urmă îți dorești ca ai tăi copii să fie mândri de tine peste ani. Și chiar sunt momente să fii împlinit din toate punctele de vedere. O asemenea oportunitate nu putea fi pusă pe locul lui, adevărat. Clar, nu aveam cum să spun nu. Nu. Și de aici încolo l-am duce pe toate împreună. Revenind la obiceiuri, discuțiile cu Sofia în fiecare dimineață când o duc la școală, la... avem noi secretele noastre, sunt niște lucruri foarte, foarte faine între noi. Băița cu bebele, joaca, dansul în casă, Doamne, deci noi încingem niște hori adevărate, pe alte ritmuri, într-adevăr, dar ca să le spun așa, hori, știi? Toți trei, un pic foarte mai devreme, un lucru care pe mine m-a contrariat. Spuneai, mănânc foarte puține lucruri. E valabil pentru toți membrii familiei sau doar tu ții o oarecare dietă și dacă da, care e? Nu e vorba de dietă, este vorba strict... negru pe alb, pe românește, sclifoșenie. Da? Bun, o spun, perfect, recunosc. Perfect. Da? Nu mănânc fructe de mare, nu mănânc carne de vită, nu mănânc lactate, multe chestii le dau deoparte. Slavă Domnului, mănânc legume, mănânc pește. Da. Da? Porc nu există acolo. În România, cea mai bună legumă pentru mine este porcul. Piept de pui. Sunt convins că nu o să mor de foame. Adică spune deosebire de concurenți. Da, asta e avantajul tău. Da. La ce te aștepți? De ce îți va fi cel mai teamă? Adică ajungi acolo, ok, familia e bine, ai acasă și ai ajuns. Păi mi-e frică de șarpe. Mi-e frică de întuneric. Mi-e frică să nu se accidenteze vreun concurent. Mi-e frică să nu se ia ăștia la bătaie concurenții trei, să-și duc să-i despartă. Mie mi-ar fi frică de altceva. Și o să te rog să ții minte întrebarea bursucului, că vin și eu, îți dai seama, avalanșă de întrebări. Ți-e frică că nu o să-ți vină vorbele destul? Înțelegi? Îmi pare rău. Nu-i problemă. Teo, tocmai... ți-a dat la filă. Este frica cea mare, evident, pentru că îmi doresc să fiu la un nivel foarte înalt. Îmi doresc, sunt un perfecționist și atunci... vreau ca lucrurile să iasă senzațional și da, asta este marea mea temere.
De exemplu, nu am experiența de comentator sportiv. Mamă, da? Mamă. Și vor fi probe de genul ăsta. Da. Oamenii ăia vor lupta, de exemplu, pentru un bol de orez. Da. Ca pentru premiul la olimpiadă, medalia de aur la olimpiadă, da? Da? Pentru că vor suferi real foarte, foarte tare. Și eu trebuie să țin ritmul cu ei. Da. Lucrăm la asta. Evident, eu vin, am experiență de prezentator. Tocmai. Da, de asta, de vorbă cu oamenii, dai de scoase, dar pe zona sportivă, asta e, dacă vreți, slăbiciunea mea în momentul de față. Terminologie. Bineînțeles. Deci în momentul ăsta tu faci niște antrenamente. Da. Da, sunt. Atât putem spune. Atât. Cât despre fobii? Nu prea am, nu pot să zic. Adică mă uit în ochii șerpișorului. Dacă stai cu minte, pare agresiv, mă dau și eu mai deoparte. Dar las cu el. Bă, dacă pare noi fi o concurent, dar la fugă nu mă întrece nimeni. Hai să nu ne dăm acum mare eroi, nu ne batem cu animalele din junglă. Cea mai bună salvare este fuga. Nu stai voie să ai preferați. Sau chiar dacă să ai preferați, va trebui cumva să... să ascund asta. Foarte bine chiar. Sunt concurenți pe care îi cunosc personal. Asta zic. Evident, am jucat fotbal cu ei. Da. Dar rolul meu este cel de arbitru acolo, da? Pe de o parte trebuie să țin emisiunea sub control, pe de altă parte trebuie să empatizez cu ei, pentru că, sincer, oamenii ăia pleacă de acasă, lasă familii, lasă copii și, spre deosebire de mine, ei nu au telefon, da? Ei nu au voie să vadă, nu știu ce se întâmplă acasă. Și ajungi să-i înțelegi, e dureros până la urmă, dar na, este o opțiune. Sunt arbitru, empatizez cu ei, dar cu fiecare în parte, în mod egal. Asta e, prieteniile sunt când ne întoarcem. Până atunci, nu aveam așa ceva. Nici nu am interacționat până acum. Ești un tip nici care își manifestă sentimentele ușor? Da, da, nu mi-e teamă să spun că mă doare, nu mi-e teamă să spun că mi-e dor. Acum, cred că au fost de-a lungul vieții și filme romantice la care am mai lăcrimat. Asta aici am vrut să te aduc, da? Adică hai să fim serioși, că la Titanic, acum 15-20 de ani, toată sala era plină de bărbați plângăcioși, iar doamnele se plictiseau. La ce crezi că am plâns cel mai rău din viața asta? La ce? Big Brother. Am plâns la Big Brother, mi-aduc aminte când a ieșit Mumu. Așa. Cu care sunt prietenă în continuare, dacă vă puteți imagina, da, așa. Da. A trebuit să plece toată lumea de acasă. Când a ieșit Izabela, a fost îngrozitor. Când l-am întâlnit pe Ernest, l-am pupat din cap până în picioare, săracul nu mai suportă. Da, și acum când trece pe aici îmi zice, bă, m-a pupat eu, băi, e ceva, acum mă prinde, cum mă pupă și acum. N-aș putea, dragă Dan, să prezint Survivor niciodată, eu, chiar dacă... Ți s-a rupt pe sufletul. Pentru că da, eu aș plânge. Plângem cu toții, care e tonul? De ce ai curaj? Plângem să cu asta? Toții, ne strângem în brațe, ne luăm la revedere, dar viața va continua. Adică sunt convins că unii la un moment dat vor zice nu mai pot și vor vrea să plece ei. Mm-hmm. Nu. Este o perioadă, este un perioadă. Moment. Da, da, da. Un moment fabulos. Dar viața e aici, adică e în țară. Până la urmă, cine pleacă nu va pleca la un dezastru. Sigur că da, plus că nu se pot pierde dește pe acolo. Păi, adică... Să vedem. Să vedem. Sunt multe lucruri despre care nici eu nu pot să vorbesc, dar spectacolul este pe foarte pe bune, este 1000% dacă vrei, real. Asta și să te întreb, dar nu știam cum se fac. Poate întâmpla orice. Evident, vor fi medici în zonă, nu moare nimeni, Doamne ferește. De murit nu, dar uite, chiar vă vorbeam cu fetele care erau, se tot încurajau una pe cealaltă și ziceau, lasă dragă, zice, că până la urmă, poate cine știe, n-or mai strecura un plic cu frimituri, s-o mai întâmpla ceva. Uite, o să spun o istorioară pe care am aflat-o și eu de curând de la un cameraman care a fost în sezoanele trecute la Exatlon. La
zona aia e o chestie imensă, sectoare întregi, izolate, n-ai voie. Ajunsese la un moment dat o concurentă de la Survivor Spania, evadase, nu știu cum, wow, într-o zonă locuibilă. Primul lucru pe care l-a făcut când a ajuns într-o casă, a văzut o banană pe masă și a mâncat-o cu tot cu coajă. Ca să ne înțelegem. Condițiile sunt extreme. Este totul la limita supraviețuirii și este, repet, 1000% real. Ce te faci că ești un tip empatic? Vai de capul tău. Păi, repet, asta e. Ia-mi niște banane în casă, ceva, dacă nu, nu se nu, mai nu, nu, pentru că nu... Noi vom interacționa foarte puțin. Adică ei sunt într-o zonă izolată, sunt pe insulă. Nu. Slavă Domnului, eu am alte condiții. Repet, da, sunt un norocos din punctul ăsta de vedere. Dar numai că nici nu ești genul care să zică, băi, bine că sunt eu bine, de restul nu prea-mi pasă. Că așa ți-ar fi ușor. Vedem, eu sper să nu... Oricum, sunt niște interdicții. N-am voie să mănânc, n-am voie să beau de apă, față sucuri ei. De față, de față cu, ei. Cu ei. Da. Și atunci... A, dar bine că ai plecat. Am o surpriză, știi? Că eu sunt cu surprizele în emisiunea asta. Astăzi, cel puțin. Și când ți-e lumea mai dragă, te întrerup pentru că avem o surpriză pentru Dan. Dacă tot pleacă, zic să-i aducem copilul, domne. Cea mai mare... Fana lui Dan este fix copilașul. Cea mai Sofia. Frumoasă prințesă din univers, Sofia, care este atât de atașată de tati. Ha, e viața mea și bebe este și viața bebe mea. E, și presupun că Sofia înțelege. Da, este o relație senzațională. Senzațională. Îl iubește Sofia atât de mult pe bebe, pe care îl cheamă Dan Cristian Cruceru și spune pe varianta scurtă DCC. Știi? DCC. Iar ea neapărat este Sofia cu PH. Amândoi da. Au temperament foarte puternic și trebuie să precizăm lucrurile astea ca să nu supărăm. Ți s-a întâmplat vreodată să-i spui lui tati, te rog, nu pleca? Da, mi s-a întâmplat asta chiar data trecută când pleca mai mult de lângă noi. I-am zis, te rog, nu pleca, că vreau să fie aici cu mine. Dar tu înțelegi și ești atât de bună și de generoasă încât înțelegi că de data asta pentru tati este un lucru și pentru toată familia e un lucru atât de important încât îl lași să plece? Da, înțeleg că este important pentru el și că noi îl susținem mereu. E minunea mea, e da, rău. Da, da, da. Spune-mi, te rog, simți nevoia să-i strecor lui tati în bagaj ceva? Da. Ce îi pune în bagaj, dacă ai putea? I-aș pune în bagaj da. Mâncarea lui preferată. Care este? Spaghete. Cu ce fel de sos? Se poate să nu mi le pui gătite? Adică pune-le totul separat. Nu ți le pun gătite. Nu? Am scăpat. Mă gândeam că faci ca domnul Goi. În loc de dulceață, cu spaghete, da? Da. Care a fost cea mai mare năzbâtie cu care ai reușit să-l superi pe tati? Să sparg un pahar. Asta este singura chestie. Doamne, uite... E singura dată în viața noastră de 8 ani de zile când eu am țipat la ea. Recunosc, singura dată. Eram foarte agitat cu ceva, aveam o stare nervoasă, deja. Clar, eram nervos eu și Sofia a spart un pahar și atunci am ridicat tonul la ea. Wow. Pentru că suntem foarte atașați unul de altul, pentru ea a fost un șoc da. Că eu am țipat la ea. Cel mai bun prieten al ei a țipat la ea și a fost atât de șocată încât de Moș Nicolae am cerut însă de pahare. Iubita mea, poți să crezi cum a fost în sufletul meu? Da, pot, pentru că mi-aduce aminte foarte bine de Maia la vârsta ei. Cât de băbălău am putut cât să fiu că am țipat la copilul meu știu. Pentru un pahar știu. Spart știu și ai dreptate. Sofie, trebuie să înțelegi că și părinții uneori fac niște prostii mai mari decât copii, dar le facem o singură dată, doar nu le repetăm, că nu ne place și ni se pare că oricum am fost foarte nedrepti. Deci,
iertarea voastră e foarte importantă pentru noi. Da. Mulțumesc. Vreau să ne ridicăm, dacă se poate, Dan. Ia-o și pe Sofie. Să mergem aici în centru. Haide, colega, și tu. Nu de alta, dar cadrul ăsta trebuie să fie așa. Cu muzică, tu în centru, noi în laterale, că noi nu facem parte din show-ul ăsta. Doamnelor și domnilor, încă o dată, prezentatorul emisiunii Survivor România 2020, cel mai tare show care va avea loc în acest an pe un post de televiziune din România, este, se află inegalabilul Dan Cruceru. Iar